dintre noapte, în 40 înainte de a fi cucerit Basarabia, cu grupul de tenerare, a fost inițiativa lui și altcineva, care au ascuns bustul sub pădurea casinului. Și când au revenit autoritățile române în 41 și povestește taică-mi că a văzut acea dipună din rău. Ani la rând, sătenii au tot așteptat această zi. Mândri de satul lor, cu mic cu mare, toți au îmbrăcat straie de sărbătoare. Când ne crede că a sfârșit așa ceva? După cum câteva monumente de eroi care sunt liberi, cred, care urât satul, sigur, la noi, leate de cultură. Noi auzeam așa ca o legende, auzeam că iată cândva așa a fost și ne jucam aici, se făcea în pe terenul acesta, totdeauna se făceau corile satului. Și în vinte, în stângul vinte, era frumos, tătă, mamă, și știi, mânt, știi, preotă, joc, sunt o muzică, frumos, dar nu era mult greu, dar în vremea, se făcea distrus și a fost frumos. Localnicii păstrează cu sfințenie lucrurile care le-au mai rămas de la rege. De exemplu, Olga Moraru, fost profesor de istorie, a moștenit de la bunicul său o medalie. O medalie de la încoronarea regelui Ferdinand, de la 15 octombrie 1922. Această medalie a aparținut bunelului meu. 19 ani s-a aflat în Siberia și tot 19 ani această medalie a fost deportată pe lucru de un sfinț. El a luat-o și a păstrat-o acolo. S-a întors din Siberia, dar nu putea să o arăte la nimeni. Monumentul este aproape la fel cu cel vechi. Sculptura a fost realizată în 3 luni, în baza imaginilor fotografice istorice. Cheltuielile au ajuns la 5.000 de euro, bani obținuți din donații. Ne aducem la viață istoria satului nostru. Le spunem generațiilor noi, în creștere, că bunii noștri au fost adevărați patrioți ai neamului. Faptul că bustul revine acolo unde a fost înainte, faptul că bustul o să fie aici un loc de memorie, așa cum spun antropologii, pentru cei din Țepilova și doar pentru ei. Faptul că suntem pe drumul cel drept, ne apropiem de locul de care aparținem, de România, de românism. Alte două monumente ale regelui Ferdinand au fost refăcute și inaugurate în Ialoveni și Nisporeni. Ferdinand I a fost rege al României între anii 1914-1927. A condus România în primul război mondial și în perioada Marii Uniri, iar în 1922 a fost încoronat ca primul rege al României Mari. Versuri în mai multe limbi din lume au răsunat astăzi pe malul Nistrului la Soroca în cadrul celei de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Primăvara Europeană a Poeților. Mergem și noi acolo imediat în telejurnal. Premierul turc își continuă vizita în Republica Moldova. În cea de-a doua zi a vizitei oficiale, oficialul turc a mers la Comrat. Olga Tverdohlev ne spune cu cine s-a întâlnit acolo din malul Ildirim. Bună seara, Olga! Bun găsit, doamnelor și domnilor, premierul turc a fost întâmpinat cu pâine și sare, dar și dansuri tradiționale aici în centrul orașului Comrat. În aliul de rând, premierul Pavel Filip, dar și bașcanul de găuzie Irina Vlah au avut o întrevedere trilaterală. Cei trei oficiali au trecut în revistă cele mai importante proiecte implementate în Republica Moldova cu ajutorul Turciei. În context, premierul turc a menționat că poporul din găuzie este de fapt punctul de legătură dintre cele două state. La rândul său, Irina Vlah și-a exprimat dorința ca limba de stat în egală măsură cu limba găgăuză să fie predată în toate instituțiile de învățământ de aici din autonomie. Iar premierul Pavel Filip a reiterat încă o dată importanța acordurilor semnate în aceste două zile, acorduri care vor consolida relațiile dintre cele două state, dar vor deschide și noi oportunități de atragere a investițiilor. În interior, cei trei oficiali au participat la cel de-al patrulea congres al găgăuzilor din întreaga lume. La eveniment a fost prezent și șeful statului Igor Dodon. Spre seară, oficialii vor participa și la ceremonia de punere a primei pietre de temelie la un hotel ecologic aici în orașul Comrat. Acestea sunt informațiile. La revedere! Olga, îți mulțumim! Găgăuzii din toată lumea și-au dat întâlnire la cel de-al patrulea congres mondial organizat la Comrat. Economie, cultură și știință sunt temele pe care le-au discutat. La congres au venit peste 200 de participanți din 20 de țări ale lumii.
целью, всегда было одно. Сохранение нашей культуры, развитие нашей культуры, языка, традиции, обычаи. Я считаю, это очередной толчок. Рада, что нас объединяет очень много. Рада, что люди с настроением, иногда даже с изумлением, говорят хорошо о нашей автономии, говорят хорошо о наших людях. И самое главное, где бы они ни находились, они обязательно, не стесняясь, говорят о том, что они являются государственными. Timp de 25 de ani, Agenția Turcească de Colaborare și Coordonare a realizat peste 350 de proiecte bilaterale și regionale. Astfel, ajutorul oferit Republicii Moldova a atins cifra de 33 de milioane de dolari. Prezența în Republica Moldova denotă intensificarea relațiilor între Republica Moldova și Republica Turcia și reflectă voința ambelor părți de a oferi un nou impuls cooperării între statele noastre. Aici, atendat, am avut o discuție bună și constructivă. Am trecut în revistă proiectele care sunt în realizare, care au fost realizate și visite de s-au trasat obiectivele privite. Mondial al găgăuzilor a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Forumul de afaceri moldo-turc, desfășurat la Chișinău, a reunit peste 200 de antreprenori. Oamenii de afaceri au identificat noi posibilități de colaborare și au stabilit contacte directe. La eveniment au participat și premierul Republicii Moldova și Turciei. Premierul Pavel Filip a apreciat drept foarte bune relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Turcia, care este printre primii 10 parteneri externe ai țării noastre. Acum că s-a îmbunătățit cadrul legal de cooperare prin semnarea acordurilor în sectoarele comerțului și al investițiilor, există certitudinea că în acest domeniu colaborarea va fi și mai bună. Mai în urmă ziceam și pe alte etaze că noi suntem un guvern pro-business. Și nu doar pentru că și eu provin din mediul de afaceri, dar pentru că îmi doresc să avem capacitatea financiară să facem investiții sociale și investiții publice care până la urmă să se transforme în bunăstare, că da un impuls pentru a veni și a investi în Republica Moldova. Și premierul turc Binali Yildirim a accentuat importanța creării unei platforme mai active de dezvoltare a comerțului moldo-turc pentru a fi valorificate în special produsele agricole de aici. Împreună cu oficialii de la Chișinău ducem tratative și căutăm soluții pentru a dezvolta noi afaceri pentru a ridica economia. În acești 25 de ani am avut rezultate fructuoase, cu siguranță vom continua în același ritm. În anul 2016, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Turcia s-a ridicat la peste 334 de milioane de dolari. Peste 1200 de întreprinderi cu capital turcesc au investit în stânga Prutului. Mai este puțin timp până la sosirea la Chișinău a membrilor comisiei de la Veneția, care vor prezenta recomandările lor asupra sistemului de vot ce urmează a fi adoptat de Parlament. Președintele Igor Dodon spune că, oricum ar fi, Partidul Socialiștilor are doar de câștigat. În opinia președintelui Republica Moldova, va avea de câștigat și în cazul în care proiectul privind sistemul mixt de vot va fi votat la Comisia de la Veneția, dar și dacă va fi respins. Președintele a catalogat comasarea votului uninominal și a celui mixt într-un singur proiect, drept o victoria sa și a fracțiunii Partidului Socialiștilor. Conform procedurilor legale, de bază astăzi a fost votat proiectul socialiștilor de introducere votului mix. Ce înseamnă aceasta în modul practic? Aceasta înseamnă că proiectul democrației gata. Cu un nominal o să terminat. Nu va fi un nominal la Republica Moldova. Deputații din Partidul Democrat și aliații lor din coaliția majoritară au votat proiectul uninominal cu 52 de voturi, însă la insistența socialiștilor a fost supus votului și proiectul votului mixt. Acest proiect a întrunit o susținere mult mai largă din partea deputaților, 74 de voturi. Comisia juridică a ajuns la un compromis. Proiectele privind uninominalul și cel mixt vor fi comasate. De bază va rămâne proiectul socialiștilor. Forță, agilitate, dar și un caracter puternic. De aceste calități are nevoie un sportiv care practică street workout. Aflați mai multe despre acest sport inedit mai târziu în Telejurnal.
scriitori și traducători din 17 state europene s-au întâlnit la Soroca cu ocazia Festivalului Internațional Primăvara Europeană a Poeților 2017. Evenimentul a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Timp de câteva ore, în cetatea Soroca, pe cheiul râului Nistru, au răsunat versuri în mai multe limbi ale lumii. Festivalul Internațional Primăvara Europeană a Poeților 2017 a reunit scriitori și traducători cu iubitorii de literatură. Manifestările incluse în programul festivalului urmăresc să readucă poezia în atenția marelui public. Cei care vin sunt și cunoscători sau traducători ai poeziei românești. Și invers. Sunt scriitorii noștri care au tradus operele scriitorilor din Europa. Festivalul se înscrie în agenda culturală europeană și cuprinde o multitudine de acțiuni culturale dedicate poeziei contemporane. Aceste manifestări se desfășoară în mod tradițional în majoritatea orașelor din țările Uniunii Europene. În primul rând, Țelitul Sărăcii, dar Sărăca este ținut al poeților și scriitorilor. Aici vreau să aduc aminte de marele scriitor Dumitru Iev, cu vorba Sarabian. Lipia, iar astăzi, iar deja avem festival a poeților pe la Soreta, după restaurare, iar de lei poeți se întâlnesc aici. E lucru frumos, ne referim la domeniul culturii, întotdeauna ne referim la un domeniu care, de fapt, are o tangență cea mai directă de îngrijirea sufletului omului. Și evenimentul de azi, desigur, că ține de această activitate, pentru că ce poate fi să avem mai mare îngrijire sufletului omului decât poezia, carte, preză, ceea ce scrie poezii. La cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Primăvara Europeană a Poeților 2017 participă scriitori și traducători din Cehia, Franța, Belgia, Turcia, Lituania, Georgia, Serbia, Marea Britanie, Ucraina și Azerbaidjan. Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii sunt organizatorii unui concert de excepție dedicat Zilei Europei. Spectacolul se va desfășura mâine, 7 mai, de la ora 18 la Filarmonica Națională Sergei Vintevici din Chișinău. Evenimentul face parte din turneul internațional al laureaților Concursului Național de Compoziție și Interpretare Muzicală Mihail Jora, la care participă și tineri concurenți din Republica Moldova. Manifestarea se desfășoară în colaborare cu Societatea Muzicală, care din 2016 a preluat promovarea laureaților acestui concurs în România și în străinătate. Campania electorală din Franța s-a încheiat ieri, nu înainte de lansarea unei bende mediatice. Candidatul centrist Emmanuel Macron reclamă că a fost victima unui atac informatic uriaș. Mii de documente au fost publicate pe internet, iar reprezentanții candidatului spun că multe sunt false și vor să-l submineze pe Macron. Potrivit regulilor, acesta nici nu se poate apăra. Cu puțin înainte de miezul nopții, 9 gigabit de e-mail-uri și alte documente furate de hacker din calculatoarele mișcării On Mars au ajuns pe internet. Potrivit reprezentanților lui Macron, acolo se află e-mail-uri și documente despre activitățile legale ale mișcării, dar și multe informații false. În ziua dinaintea votului, însă, candidații nu au voie să facă declarații, ceea ce înseamnă că Emmanuel Macron nu se poate apăra în fața acestui atac. Autoritățile electorale din Franța au transmis și presei să nu publice informațiile potrivit acelorași reguli de silențe stampa în ziua premergătoare votului. Ultima zi de campanie nu a fost ușoară nici pentru Marine Le Pen. Candidata la președinție și vicepreședintele Partidului Frontul Național au fost astăzi vizibili la Reims. Francezii merg mâine la vot pentru a-și alege viitorul președinte. Nu puțin însă sunt indeciși sau chiar refuză să voteze, mai ales în rândul tinerilor. Je vous voilà, je voulais pas voter pour quelqu'un qui ne me correspondait pas, mais qui se rapprochait plus de mes idées. Alors j'ai décidé de pas voter, le deuxième tour aussi, je n'ai pas voté. Bah c'est un peu difficile parce que j'ai ni envie de voter Macron, ni envie de voter Le Pen, mais en même temps je pense que voter blanc c'est donner une chance à Marine Le Pen. Du coup je pense que par dépit je voterai M. Macron. Indiferent de motivația alegătorilor, Emmanuel Macron pare detașat în drumul său spre Palatul Elysée. Potrivit celor mai recente sondaje, centristul și-a mărit avansul față de Le Pen la 24% și conduce cu 62% din intențiile de vot. Ploile torențiale și grindină au făcut prăpăd azi noapte în mai multe regiuni din România. Cele mai mari probleme le-au avut locuitorii din sud-vest. Sute de grădini au fost distruse de ploaia cu gheață, iar un cămin studențesc a fost lovit de fulger. Meteorologia avertizează că ploile vor continua, iar temperaturile vor scădea. S-a rupt cerul peste două sate din Mehedinți. O ploaie cu gheață de două ore a făcut prăpăd în grădinile a sute de oameni din Crivina și Țigănaș.
pe la ora 5 a început votul și s-a rupt cerul, pur și simplu. Gheața când de un lat de pământ. A distrus zarzavaturile, toate culturile, pom, tot, de la cap la coadă, începând cu cartofi și terminând cu lobelițele care au apucat să le culeze. Pe aparențială a inundat becerile și casele. Meteorologii avertizează că și săptămâna viitoare va fi vreme rea. De luni încolo vom avea o vreme rece pentru această dată, respectiv maxime care în partea de nord a țării nu vor mai trece de 10-12 grade. Până miercuri cel puțin vor continua și ploile în cea mai mare parte din țară. Secția de reabilitare clinică de la Institutul Mamei și Copilului a fost renovată. Acolo pot fi tratat zilnic peste 450 de copii. Investițiile au fost posibile datorită banilor oferiți de guvernul Turciei. Secția de reabilitare de la Institutul Mamei și Copilului poate fi confundată ușor cu un spital din Turcia, și asta pentru că totul este la standarde europene. Cabinetul de hidroterapie, de exemplu, nu a funcționat ani de zile, dar acum este gata să ofere tratament copiilor. Este dotat cu două piscine, dar și cu aparate pentru masaj hidroterapeutic. Fizioterapie, termoterapie, hidroterapie, hidrocinetoterapie, se recomandă în patologie sistemul nervos central, cardiovascular, în reumatologie, ortopedie. Avem foarte mulți copii cu degradații ținute, cu scolioză, copii cu paralizie cerebrală infantilă, copii cu diferite anomalii de dezvoltare. Este foarte plăcut să intru în așa încăpere și personal foarte calificat. Am venit cu diagnostica paralizie cerebrală acută. Te-am mulțumit. În orice caz, disecție. Secția își va începe activitatea chiar de luni. Anual aici pot fi tratați până la 40.000 de copii, iar zilnic pot beneficia de tratament peste 450 de pacienți. Oricât de bun ar fi tratamentul în faza acută, dacă nu există suficiente echipamente și resurse pentru a oferi o reabilitare calitativă, atunci șansele unui succes ar putea să fie compromise. O secție care este dotată cu cel mai modern utilaj, există suficiente resurse umane, medici, asistenți medicali, kinetoterapeuți. Investind în copii, investind de fapt în viitor, ne punem mari speranțe că prin intermediul acestei secții renovate copiii vor putea fi ajutați. Copiii care vor veni cu trimitere de la medic vor fi tratați gratuit. Cei care nu au probleme grave, dar vor să facă anumite proceduri, vor fi nevoiți să le plătească. Și-au etalat forța și agilitatea în aer liber, dar au demonstrat și că sunt caractere puternice. Peste 60 de tineri din Republica Moldova și România au participat astăzi la un campionat de street workout, sport care îmbină gimnastica și parcurul. Am văzut multe lucrări făcute de alte persoane mai în vârstă, mai puternice. Am încercat, mi s-a primit și am decis că asta va fi lucru care pot bine. De 12 luni mă ocup și nu de mult, deja de luni mă ocup în fiecare zi, anume pentru această competiție, ca să fiu loc întâi. Acum 2 ani eram un copil foarte gras și trebuia să practic neapărat în sport. Aveam și probleme cu coloana vertebrală, iar medicul mi-a recomandat să fac un sport. Am găsit acest sport, mi-a plăcut și am început să-l practic. Performanță, dar mai ales pentru sportul în aer liber, este de acum deschis în satul Alexandran Cuza din Cahul. Autoritățile locale, cu ajutorul unor sponsori, au inaugurat un modern teren de sport. A
fost sărbătoare mare în satul Alexandru Ioan Cuza. Sportivi, amatori, profesioniști, tineri și bătrâni, ba chiar și mămici cu prunci în brațe, au venit la inaugurarea terenului de sport. Maidanul de la marginea satului va fi probabil dat uitării, pentru că acum tinerii pot juca fotbal pe gazon sintetic, la fel ca mari campioni. Acest teren nu numai pentru fotbalist, dar pentru toți locuitorii, toate sport, pentru că țara noastră are nevoie de oameni sănătoși. Un teren care îi folosim de tipul nivelilor, doresc ca acest pasul să aibă să fie multe emoții, să fie multe emoții pozitive, până la urmă să fie întrecere cinstită, să fie bucuria câștigului. Avem posibilitate să organizăm antrenamente, meciuri, întâlniri, întâlniri amicale, să invităm din alte localități, deci să organizăm cât mai multe competiții sportive. La inaugurare au fost de față reprezentanții autorităților raionale, membri ai Federației de Fotbal și sponsori. Nu a lipsit nici preotul satului, care după sfințirea creștinească a terenului de sport, a primit un fular cu semnele echipei naționale de fotbal a Moldovei. Grigore Caramalac, alias Bulgar, unul dintre cei care a comandat asesinarea lui Vlad Plahotniuc, a primit în lipsa sa un mandat de arest pentru 30 de zile. Despre aceasta, dar și alte informații, în știrile pe scurt. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor va autoriza rute autoregulate spre Italia. Reprezentanții ministerului precizează că lansarea curselor regulate de pasageri spre Italia va facilita accesul pe piața serviciilor de transport regulat a operatorilor de transport cu o bună reputație, capacitate financiară, bază tehnico-materială și competență profesională, tot ce va asigura calitatea înaltă și siguranța serviciilor prestate. La Chișinău se desfășoară consultări moldo-române privind realizarea proiectelor de interconexiune a rețelelor de transport, energie electrică și gaze naturale dintre Republica Moldova și România. Potrivit viceprim-ministrului Octavian Calmăt, ministru al economiei, reuniunea este o continuare a dialogului cu omologul său român care a avut loc la Ploiești și unde a fost luată decizia de elaborare și punere în aplicare până la 15 mai anul curent a unui plan comun de implementare a proiectelor de interconexiune a rețelelor de transport, energie electrică și gaze naturale dintre Republica Moldova și România. Grigore Caramalac, alias Bulgaru, unul dintre cei care a comandat asasinarea lui Vlad Plahotniuc, a primit un mandat de arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău la solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Caramalac se află la Moscova, iar procurorii nu exclud că vor cere extrădarea acestuia. El a fost dat în urmărire internațională încă din 1998 pentru șantaj, tentativă de omor intenționat și acțiuni de banditism. Aceste infracțiuni au fost comise la sfârșitul anilor 90 și până în 2001. Pe final să vedem cum va fi vremea mâine. Ultima zi a acestei săptămâni ne alintă pe vreme frumoasă. La noapte, valorile vor varia între 11 și 13 grade Celsius. Maximele de mâine vor fi generoase și vor ajunge până la 24 de grade, iar pe alocuri vom avea parte și de câțiva nori sporadici. În nordul țării, la orele amiezii, se prevăd precipitații. De luni revin ploile, iar vremea se va răci ușor. În Chișinău, la noapte, minima va coborî la 13 grade, iar maxima zilei de mâine va fi de 23. În România, pentru mâine, se anunță vreme închisă. În mai multe zone din țară va ploua. Valorile termice vor oscila între 17 și 25 de grade. Atât pentru moment, vă doresc o seară minunată! Jurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina de Facebook TVR Moldova, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. A doua zi urmează știrile de la București. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!